Salutare dragilor, eu sunt Alexandru Hobincu, bine ați revenit pe canalul meu și astăzi o să discutăm despre un pattern de tranzacționare destul de interesant, destul de des întâlnit în ultima perioadă și care are o probabilitate mai mare ca în Perioada imediat următoare să funcționeze la fel de bine. Înainte să începem, trebuie să înțelegeți că a fi trader înseamnă să tranzacționezi un anumit plan. Dacă planul respectiv îți creează un anumit procentaj de win ratio, poate un risk-reward ratio, mediu sau chestii de genul ăsta, atunci e foarte ok. Dacă observi că după un anumit timp îți cad statisticile, e clar că acel plan nu mai funcționează și că trebuie puțin să te redresezi și să-ți schimbi puțin atitudinea față de piață. Personal consider că adaptabilitatea este un skill pe care traderii trebuie să și-l dezvolte în mod continuu, deoarece mai probabil ca market makerii să se schimbe, aceștia acționând în mod diferit, este normal ca și piața să reacționeze tot în mod diferit în anumite intervale de timp. Și atunci rolul nostru este de a testa anumite variante ale strategiei pe anumite condiții de piață și să vedem ce lucruri funcționează cel mai des în ultima perioadă, mizând pe faptul că probabilitatea este mai mare ca acel lucru să funcționeze în perioada imediat următoare. Acum, poate printre voi sunt anumiți trader care nu sunt neapărat de acord cu mine și o să zic că, băi, eu folosesc aceeași strategie de când mă știu. Da, dar sunt sigur că ai modificat și ceva acolo. Adică nu ai lăsat aceeași strategie de, nu știu, 5 ani încoace. Mai probabil să fi ajustat. Nu știu, poate ajustezi momentul în care intri. Sau poate ajustezi o anumită confirmare. Sau efectiv poate lucruri micuțe de genul ăsta care pe parcursul timpului au venit odată cu experiența și pe care ai văzut că prețul reacționează bă, poate de mai multe ori în punctul X care bineînțeles făcea parte din strategia ta. La asta mă refer. Nu mă refer la schimbarea în integrală a strategiei. Oricum cred că este un domeniu unde înveți constant și oricine învață constant. Adică nu știu dacă e neapărat vreun trader care să zică bă știi eu am învățat destul, gata, sunt cel mai bun din lume și mă retrag mâine. Uh, nu, e un domeniu efectiv uh, foarte, foarte angrenant și sincer să fiu mie de asta îmi place. Așa că hai să intrăm să discutăm un pic despre uh, ce pattern tranzacționez în ultima perioadă și de ce îmi place atât de mult. Bun, dragilor, patternul la care mă refer este V-shape. Uh, și îmi place atât de mult pentru că în ultima perioadă îl veți vedea foarte des pe zona cripto, poate fi tranzacționat și pe Forex cu succes, iar cel mai cel mai des l-am văzut pe petrol. Și hai să luăm puțin vișei posta și să-l discutăm, pentru că reacția lui este un pic contrară cu a change of character-ului și a structurii clasice de, a marketului. Deci dacă discutăm de o structură clasică a marketului, adică high, low, higher high, higher low, high, Higher, low și așa mai departe, da, asta este o structură clasică: cu închidere de lichiditate aici în zona superioară, cu sursă în zona inferioară sau, mă rog, undeva la mijloc, sau, mă rog, de cele mai multe ori, prima lumânare sub închiderea liquidity void Dar, atunci când se creează un V-shape, ăsta este foarte, foarte interesant. De ce? Pentru că această structură pe care o vedeți aici, ea, dacă analizăm mai în detaliu, ar ar trebui să arate ceva de genul acesta: impulsuri agresive, corecții progresive, astfel încât să observăm că vânzătorii încă nu au preluat controlul. Mai apoi impuls agresiv și uh, retrace progresiv, impuls agresiv, retrace progresiv și tot așa. Deci, în detaliu, așa ar trebui să arate uh, o structură a pieței sănătoasă. Și ca să luăm și un exemplu din realitate, uitați-vă la acest canal descendent care a fost realizat pe euro-dolar între data de 21 februarie și aproximativ 23 februarie. Da? Deci hai să analizăm. Ia uitați agresivitatea impulsului, pentru că vorbim de un impuls atunci când uh, impulsul este în aceeași direcție cu canalul de oscilație, da? cu trendul. Acesta este un impuls, aceasta este o corecție. Impuls, da, corecție. Ia uitați cât de agresiv este impulsul, și ia uitați cât de progresivă, ca o scăriță, este corecția. Deci, exact la chestia asta mă refer. Adică, dincolo de uh, low și high pe care trebuie să le analizați, adică acesta este un low, da? este un high, aici avem un uh, lower high și aici avem un lower low, bineînțeles, și aici avem un equal high, da? equal high, lower low, lower high low-low și tot așa. Dar dincolo de atingerea acestor variații de high și low, trebuie să analizăm și structura prețului sau mai exact aș spune eu, agresivitatea cu care prețul creează mișcarea. Și fix aici voiam să ajung. Pentru că în anumite condiții, dacă noi suntem atenți la mișcare și observăm creșteri agresive, scăderi progresive, creșteri agresive, scăderi progresive, și în eventualitatea în care există o creștere agresivă și apoi o scădere și mai agresivă cauzatoare de uh, lower low, deci care să creeze un lower low, ei bine atunci probabilitatea este în favoarea unei întoarceri destul de agresive a vânzătorilor. Și lucru pe care eu îl denumesc V-shape. Dar sunt destul de sigur că v shape este o denumire destul de comună pe internet. Nu e ca și cum am inventat eu sau chestii de genul. Ce pot eu în schimb să vă arăt? Sunt două situații destul de des întâlnite de mine și pe care n-ar strica să le luați în considerare atunci când vreți să tranzacționați V-shape și cam care ar fi circunstanțele de tranzacționare tranzacționare a unui V-shape. Situația numărul 1. O să discutăm întâi la nivel teoretic și apoi o să luăm exemple din realitate. Dar, pentru mine, situația numărul 1 este atunci când există o consolidare sau un range, da, în care prețul merge și uh, pur și simplu nu creează noi valori de higher high și nici noi valori de lower low. Poate doar uneori poate crea un lower low ca și week, dar nu cu închidere în zona inferioară și nici în zona superioară. În astfel de situații, metoda de tranzacționare cea mai potrivită este cea a unui breakout. Adică o situație în care ne punem o ieșire la partea inferioară sau superioară în funcție de context, să spunem că avem un, avem un trend bearish. Și în contextul în care avem un trend bearish, probabilitatea, bineînțeles, este mai mare ca prețul să o ia în jos. Și dacă facem acest lucru, eu în, în sinea mea nu sunt un trader de breakout. Adică sunt foarte, foarte rare situațiile în care eu tranzacționez breakout-ul. Și atunci, mai puțin probabil ca pe mine să mă prindă o astfel de capcană. Pentru că V-Shape-ul nu va fi decât un impuls. Da? cauzat de către vânzători pentru a închide longurile celor care au crezut că piața se va duce în sus ei, și în urma închiderii longurilor, aceștia și-au încărcat cu ordine și urmează noi valori de higher high pentru a descărca orderile undeva mai sus. Ei bine, în contextul ăsta, eu dacă aș fi tranzacționat breakout, cu siguranță aș fi fost prins într-o capcană, pentru că sentimentul cel mai des întâlnit în piață este ca după ieșirea dintr-o dintr consolidare sau dintr-un range, prețul să reacționeze în direcția inițială a impulsului, adică aici. Deci, asta ar fi fost o mișcare normală. Faptul că prețul, prețul se duce mai sus decât reacția de unde ar fi trebuit să reacționeze în mod normal și creează și noi valori de high, de preferat, atenție, să creeze noi valori de high, ei bine, pentru mine nu este decât o reacție normală a, a mea, încercând să-mi dau seama că, de fapt, aici nu a fost decât un trap. Pur și simplu, o capcană, un liquidity grab, cum vreți voi să-i spuneți. Iar noi, ca trader nu știu dacă neapărat reacționăm intuitiv la piață. Adică nu am avea de unde să știm că băi, aici face uh, fake-out și după ce face fake-out fake out în formă de V-shape, uh, probabil se, se va duce în, uh, în sus și hai să aștept mai întâi fake-out-ul. Nu, pur și simplu, în cazul în care sunt un trader de breakout, asta este reacția cea mai naturală, da? După cădere și închidere în zona inferioară, te aștepți la retest și să plece mai departe. Dar considerând că majoritatea breakout celor care tranzacționează breakout au fost prinși în zona asta, eu reacționez la piață în sens invers și de cele mai multe ori nu sunt prins în acest trap din simplu fapt că nu sunt trader de breakout. Nu că nu ar fi ceva natural să tranzacționezi acest breakout într-o situație de genul ăsta. Acest exemplu îl veți vedea în general pe euro-dolar pentru că eu de principiu tranzacționez în proporție foarte mare euro dolar deci nu aș putea să vă zic cu exactitate pe ce alte parități veți vedea exact această formațiune. În schimb, pe euro-dolar, foarte, foarte drăguț, acesta era swing zonul meu, după cum îl vedeți, ăsta a fost V-shape-ul, în, în care așteptările mele erau ca după căderea sub această zonă de suport multiplu, prețul să reacționeze, bineînțeles, în partea inferioară. Eu, ne nefiind trader de breakout, bineînțeles că nu am luat aici breakout-ul și așteptam, o altă, așteptam pur și simplu o altă, un alt setup. Când am văzut că prețul a făcut acest V-shape foarte drăguț în cazul de față, a făcut într-adevăr un equal high. Dar am mizat pe faptul că pur și simplu prețul se întorsese de ieri să adune niște lichiditate pentru că era și o zonă de imbalanță aici. Deci practic aș fi avut un motiv în plus iar acel V-shape nu a fost decât o confirmare. Foarte drăguț, foarte interesant, de asemenea, volume și de vânzători pe 5 minute, lucru după care mă iau de cele mai multe ori, inclusiv aici pe un minut, volume de uh, cumpărători, îmi cer scuze, destul de mari. Da, foarte, foarte des veți întâlni situația asta în care veți vedea zone de suport multiplu, da? V-shape și reacție foarte agresivă. Un alt exemplu pe care pot să vi-l dau și care se aplică mai mult pe spațiul cripto și am văzut că și pe USOIL destul de des uh, sunt aceste mișcări uh, V-shape da? dar ele trebuie să fie performate într-o zonă neapărat de suport iar acest V-shape să fie sub zona suportului anterior. Spre exemplu Reacția normală, aici era un un uh, suport istoric. Reacția normală a suportului istoric era că în cazul în care cei care au plecat, participanții la piață care au plecat din zona asta și prețul atinge înapoi zona lor, aceștia își închid orderle și bineînțeles că reacția normală ar fi fost ca acest swing zone să fie destul de rezistent și să țină, să țină piept astfel încât să creeze și să genereze noi valori de lower low. Ei bine, în contextul unui acest lucru, cel mai des eu folosesc un Fibonacci. Iar observațiile mele arată că dacă sau mă rog după ce se creează acest Fibonacci, prețul reacționează de cele mai multe ori la 0.618. Deci aplic foarte des metoda Fibonacci în contextul în care am o zonă bine definită. Deci atenție, trebuie să fie o zonă bine definită de suport și acest V-shape să apară în interiorul zonei de suport, de preferat chiar să-l străpungă puțin. Deci foarte, foarte frumoasă reacție din partea lui Cava și dacă nu mă înșel, inclusiv pe USL am avut vineri. Vineri a fost 10 martie și în timpul unui, unui webinar cu un amic de-al meu, am văzut acest high și Fibonacci eu am lăsat la momentul respectiv în 0.7 și după cum vedeți, reacția prețului a fost exact din 0.7 și din punct de vedere istoric dacă ne uităm, era ar fi trebuit să fie un uh, un uh, suport destul de serios, moment în care da, a făcut acest V-shape și ulterior încă unul mai agresiv care a creat acest high, pur și simplu pui un Fibonacci și inițial, inițial, dar nu este rău, cel puțin eu cred că mai des reacționează 0.6 decât 0.7, dar aici a fost pur și simplu o situație în care a reacționat 0.7. Deci nimic ieși din comun, atâta vreme cât te protejezi cu stop loss mai jos decât previous low, mai probabil să nu pățești absolut nimic. Cam asta este, dragilor, patternul meu preferat, cel puțin temporar, pentru că știm prea bine că piața se schimbă, așa că cine știe până când va funcționa la fel de bine, mă refer. Așa că dacă ți-a plăcut genul ăsta de conținut, aruncă un like acestui videoclip și un comentariu și spune eventual care este patternul tău preferat. Ne vedem data viitoare!